Vlad Pascu, șoferul care, sub influența drogurilor, a ucis doi studenți la 2 mai și a rănit alți trei și a recunoscut faptele putând beneficia astfel de reducerea pedepsei, el a participat prin videoconferință la ședința de judecată de la Mangalia. Chirurgul plastician reclamat de 10 paciente pentru că le-a greșit operațiile, are interdicția de a efectua intervenții chirurgicale de orice fel, procurorii au decis și cercetarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. Elevii cer desfințarea bacalaureatului. Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța susțin că au ajuns în punctul în care învață doar pentru notă, ca să scape de o grijă. Vlad Pascu, șoferul care sub influența drogurilor a ucis doi studenți la 2 mai și a rănit alți trei și a recunoscut faptele, putând beneficia astfel de reducerea pedepsei. La ședința de judecată, Vlad Pascu a participat prin sistem de videoconferință de la penitenciarul Poarta Albă. Părinții victimelor și avocații au venit de la București cu toții. Ei au cerut recuzarea judecătoarei, cea care la ședința anterioară a întrebat unde este Sebastian Lariu, a doua victimă ucisă de Vlad Pascu. Cererea le-a fost respinsă. Inculpatul Vlad Pascu a anunțat că recunoaște faptele imputate de procurori ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența drogurilor și părăsirea locului accidentului. Doamna judecător i-a acceptat procedura abreviată, ca să înțeleagă toată lumea, adică simplificată, adică să obțină practic și o reducere a pedepsei de o treime pe românește. Aveam 10 ani și vreo 6 luni la care aplicați o reducere de o treime. Tot astăzi, rudele victimelor au cerut judecătoarei schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care e judecat Vlad Pascu din omor din culpă în omor calificat. Asta ar însemna, dacă se aprobă, o năsprire a pedepsei. Însă mai înseamnă și că acceptarea procedurii simplificate de judecată devine inutilă. Procesul s-ar relua pe baze și premise noi. Lucru care s-a amânat, deși s-a pronunțat pe procedura uh, abreviată. Dacă la termenul viitor se va schimba în cadrarea juridică a fapte în omor calificat, așa cum a cerut, acea procedură abreviată nu mai poate fi aplicată, pentru că acolo unde ai închisoarea pe viață, cum este omorul calificat, nu poți să judeci în procedura abreviată. Astăzi s-a inversat procedura, adică practic s-a uh, favorizat din nou inculpatul Vlad Pascu. Rudele tinerilor uciși de Vlad Pascu sunt bulversate de hotărârile judecătoare din proces. Magistratul a amânat luarea unei decizii dacă să schimbe sau nu încadrarea faptelor și nimeni nu mai știe nimic în acest moment. Nu știu, nu știu ce se întâmplă în dosarul ăsta, sincer nu mai am nicio speranță. Până și acum am a văzut cu poza băiatului în mână și m-a întrebat cine sunt. Care este sentimentul general al dumneavoastră despre tot acest lucru? Că va, nu se va face dreptate. Acesta este. Adică toți avem același sentiment că nu se va face dreptate. Se tot amână, se tot amână domnul avocat a cerut de mult schimbarea încadrării și a cum se spune că nu s-a știut de această procedură. Primul termen al procesului din 22 februarie a fost o dezamăgire pentru părinții tinerilor care au murit în accident. A fost ziua în care inspecția judiciară s-a autosesizat în cazul judecătoarei de la Mangalia, care a întrebat dacă unul dintre tineri uciși este în sală. Prietenii victimelor au ieșit și astăzi de la judecătorie cu dezamăgirea pe chip. Ce am văzut acum înăuntru, am văzut, de da, în sala de judecată. V-am văzut doar cum ne mai poate surprinde această țară mizerabilă în care trăim. Trebuie să se facă dreptate. Vlad Pascu să-și primească um, sentința pe care o merită, să-i se schimbe um, încadrarea în omor calificat. Următorul termen în proces a fost fixat pe 4 aprilie. Chirurgul plastician reclamat de 10 paciente pentru că le-a greșit operațiile, are interdicția de a efectua intervenții chirurgicale de orice fel. Este decizia parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care a decis și cercetarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru vătămare corporală din culpă, corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Două zile au durat la parchetul Tribunalului Constanța audierile medicului care intrase în atenția anchetatorilor încă din luna decembrie a anului trecut, era oricum sub control rol judiciar după ce polițiștii Constanțen probaseră că chirurgul desigurase fizic două femei din Constanța. El locuiește la București, dar avea contract și cu două clinici de pe litoral. Între timp, reclamațiile împotriva lui au crescut la cel puțin 10, când s-au adunat probe concludente. În urmă cu două zile, la primele ore ale dimineții, polițiștii coordonați de procurorul de caz au descins la 15 locații din București. Perchezițiile au avut loc la locuințele medicului și ale soției acestuia, precum și în clinicile de chirurgie plastică și reparatorie din capitală, unde chirurgul cunoscut în lumea mondenă făcea operațiile de înfrumusețare. Prejudiciul cauzat în dosar este de aproape 2 milioane de euro a transmis poliția și pe lângă infracțiunea de vătămare corporală din culpă, anchetatorii îl cercetează pe chirurgul plastician și pentru corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului. După ce au descoperit în laptop imagini în care medicul întreține relații sexuale cu soția de față cu copilul lor de 4 ani. Pentru toate acestea, chirurgul a fost plasat sub Control judiciar pentru 60 de zile și a primit interdicția de a mai profesa. Decizii care pot fi contestate de inculpat. Elevii cer de sfințarea bacalaureatului. Spun că metoda de evaluare după 12 ani de învățământ este inutilă pentru că profesorii doar învață cum să tocească, nu să înțeleagă ce li se predă. Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța susțin că au ajuns în punctul în care învață doar pentru notă, ca să scape de o grijă. Ne-am dorit să se regândească întregul parcurs liceal, de la programele școlare, planurile cadru, manualele trebuie actualizate și așa mai departe, din cauza faptului că Examenele care se dau acum la sfârșitul clasei A12 se bazează mai mult pe uh, memoria pe care o are elevul decât pe competențele sale. Elevii claselor A12 vor să scape de bacalaureat pentru că spun ei sunt obligați să învețe materia pe de rost și după ce termină cu acest examen nu rămân cu prea multe cunoștințe. Am primit uh, comentarii de la uh, elevii de clasa A12 care au spus că nu li se par uh, subiectele eficiente, special la limba română. 42% dintre elevi nu pot percepe o informație la prima vedere și nu pot vedea. Cu elevi, tocmai din cauza faptului că s-au obișnuit să tocească ceea ce liste de la clasă. Revolta elevilor vine în urma simulării pe care au avut-o în perioada 4-6 martie. Ei spun că examenul ar putea fi elaborat astfel încât să arate cu adevărat capacitatea intelectuală a elevului și nu cea de memorare. Mai mult sunt nemulțumiți că profesorii au un stil de predare învechit, neadaptat la era digitală în care trăim. Manualele sunt de acum două decenii și este normal ca uh, modul lor de predare pe baza manualelor să nu fie... Uh, ok pentru noi în anul 2024. Sunt comentarii de peste 2, 3, 4, 5 pagini chiar și nu cred că asta mă va ajuta pe mine personal în ce voi face în continuare. Școala trebuie să ne pregătească pe noi ca adulți, nu să promovăm un examen. O presiune similară pe anularea examenelor de bacalaureat a apărut la finalul primului an școlar afectat de pandemie, însă ministrul de atunci, Monica Anisie, a respins presiunile și examenele au fost menținute. Acvariul de pe faleza cazinoului este închis în continuare după ce a căzut o bucată din tavanul clădirii. Activitatea acestuia este încă suspendată deoarece încă nu a fost finalizată expertiza tehnică. După ce această expertiză tehnică va fi gata, se va lansa licitația pentru execuția lucrărilor necesare. Din această cauză, acvariul nu va fi deschis în acest sezon estival, reamintind că administrația județeană a obținut pe 15 februarie autorizație de construire pentru realizarea noului acvariu din Constanța în apropierea Delfinului. Obiectivul de investiții va fi realizat cu fonduri europene. Perioada de implementare propusă este de 3 ani, iar valoarea acestuia este de aproximativ 15 milioane de euro. Noul acvariu va fi un obiectiv modern turistic unic la nivel național prin tematica propusă și va rivaliza cu cele mai frumoase acvarii din centrul și sud-estul Europei. La Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin s-a lansat albumul fotodocumentar Mărțișoarele Flotei Naționale Române 1913 în cadrul unei expoziții a acestor mărțișoare. Volumul reunește sub forma unui album fotodocumentar diferite date, informații istorice și fotografii inedite ale mărțișoarelor regale, dar și insigne, medalii, cărți poștale și documente. Albumul readuce în atenția publicului ampla manifestare națională din anul 1913 pentru susținerea flotei române și oferă un explicit catalog al mărțișoarelor emise cu acest prilej. Eu uh, prezint această carte ca fiind uh, un arc peste timp interesant. Uh, Vă uh, puteți vedea în carte dotarea mainei regale române la momentul 1913, atât uh, maina regală română militară, cât și navele serviciului mai timp român, maina comercială, nave care făceau uh, curse de pasageri, vorbim aici Constanța, Istanbul, Pireu, uh, Egipt, Alexandria. Pe lângă aceste case poștale veți vedea mățișoare de flote pe care le-am colecționat de-a lungul celor 5-7 ani de zile de când mă ocup de acest domeniu. Evenimentul de lansare a albumului fotodocumentar Mărțișoarele Flotei Naționale Române 1913 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada. După o muncă asiduă, determinare și multă, multă pasiune, am reușit noi cei de la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, în sfârșit, să aducem în prim plan un album fotodocumentar, Mărțișoarele Flotei Naționale Române 1913. Albumul înglobează în el foarte multe documente, vederi, mărțișoare ale Flotei Naționale Române de la 1913. Lucrate din argint, aliaj de metal și alte materiale, mărțișoarele regale au fost decorate cu vechi simboluri ale primăverii, precum rândunica, motive florale și vegetale cu nune de lauri sau embarcațiuni care plutesc pe valuri și soare cu raze dispuse pe tot registrul superior. Pregătiți-vă pentru o aventură subacvatică. Noul film de animație Catac Beluga Curajoasă se vede weekendul acesta la centrul Jean Constantin. Filmul prezintă aventurile tinerei balene Beluga Catac, cea care își propune să demonstreze că adevărata forță vine din inimă și nu din aspectul fizic. Catac pornește într-o călătorie plină de aventuri spre Arctica cu scopul nobil de a-și găsi bunicul eroic și de a aduce speranța înapoi în familia sa. Pe parcurs întâlnește noi prieteni care îi îmbogățesc călătoria Reușind să transmită un mesaj puternic despre curajul de a înfrunta fricile și despre puterea iubirii și a speranței, biletele pentru acest film pot fi achiziționate de pe site-ul Centrului Jean Constantin. Mai mulți tineri din Constanța s-au ales cu amenzi de 1000 de lei după ce au confundat o parcare cu o pistă de raliu. Șoferii teribiliști au fost filmați de o cameră de supraveghere în timp ce făceau drifturi, deși în zona erau mai multe persoane. Este vorba de parcarea de la plaja modern, care este monitorizată de poliția locală, așa că nu a durat mult până un echipaj a ajuns în zonă și a întrerupt brusc distracția indivizilor. Poliția locală face apel la spiritul civic al cetățenilor și îndeamnă să semnaleze în continuare orice fapte care contravin normelor legale Vigoare la numerele de telefon 024144205 și 034192 sau pe adresa de e mail arond constanțaro În situația în care cetățenii dețin date ori alte informații ce pot conduce la identificarea unor persoane ce afectează bunurile publice, acestea pot fi puse la dispoziția polițiștilor locali pe căile de comunicare specificate. Vreme închisă în Dobrogea și pe litoral, în timp ce presiunea atmosferică este ușor variabilă, anunță meteorologii. La Constanța, vreme cu cer predominant acoperit, vânt care suflă slab și posibile precipitații. Temperaturile maxime nu vor depăși 7-8 grade. La noapte cerul va fi mai monoros, se pot semna la averse, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 5 și 6 grade Celsius. Mulți nori astăzi și la Cernavodă, vreme în general închisă și vânt care suflă slab. Temperaturile maxime nu depășesc 7-8 grade Celsius. La noapte temperaturile vor oscila între 5 și 6 grade și de asemenea pot fi semnalate precipitații. Același regim termic și la Mangalia, cu mulți nori pe cer și vânt care suflă până la moderat. Nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius astăzi, iar la noapte temperaturile vor oscila între 6 și 7 grade. Selecționerul echipei naționale de handbal masculin a României, George Buricea, a declarat într-o conferință de presă că nu poate promite victorii celebre, dar speră că poate să formeze un grup de jucători care să dea totul pe teren, referitor la partida amicală cu Macedonia de Nord de Sâmbătă de la Brăila, care constituie și debutul său pe banca tehnică a României. Burice a spus că jucătorii și-ar fi dorit să aibă mai mult timp la dispoziție. Tehnicianul consideră că șansele României în dubla cu Cehia din barajul pentru campionatul mondial de handbal masculin din 2025 pot crește cu ajutorul suporterilor români de la Baia Mare, unde se va disputa prima partidă. Capitanul echipei naționale și al formației CSM Constanța Ionuț Nistor a afirmat că rolul jucătorilor constanțeni este de a integra cât mai repede pe ceilalți în sistemul impus de Buricea. Echipa națională de handbal masculin a României va întâlni sâmbătă la Brăila selecționată Macedoniei de Nord într-o partidă amicală de la ora 17.30 în sala polivalentă. Naționala României va înfrunta echipa cehii în barajul pentru campionatul mondial de handbal masculin din 2025. Partidele tur tur vor avea loc în perioada 8-12 mai, România urmând să joace prima manșă pe teren propriu la Baia Mare. Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal a decis sancționarea echipei rapid cu penalitate sportivă de 60.000 de lei și închiderea mai multor sectoare din peruza stadionului în care stau membrii galeriei juleștene la partida cu Faru Constanța, de vineri din prima etapă a play-off-ului Superligii. Conform site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, FCSB a fost sancționată cu penalitate sportivă de 22.500 de lei în timpul partidei rapid FCSB scor 4-0 disputată sâmbătă pe Arena Națională au fost aruncate pe suprafața de joc mai multe materiale pirotehnice, atât din peluza Galeriei Giuleștene, cât și din sectoarele rezervate suporterilor oaspeți. De asemenea, membrii Comisiei de Disciplină au stabilit data de 20 martie ca termen pentru analizarea incidentelor de la meciul Dinamo Uta Arad, scor 1 la 0, partidă care a început cu întârziere din cauza unei altercații pe terenul stadionului Arcul de Triumf între membrii celor două galerii. Echipa de fotbal rapid va întâlni vineri de la ora 20.30 pe stadionul Giuleș, formația Farul Constanța în prima etapă a play-off-ului Superligii. trei jucători sunt accidentați pentru partida de vineri, iar doi sunt suspendați pentru cumul de cartonașe. Cu toate acestea, jucătorii și conducerea tehnică de la Farul cred că echipa constanțeană poate obține un rezultat bun în meciul cu Rapid. Atmosfera marilor meciuri europene revine în sala sporturilor din Constanța. Duminică de la ora 16, CSM Constanța va juca pentru intrarea în finala Eto Europe Cup cu echipa spaniolă Mutheo de la Alemandra Francisco Morales. Fetele noastre au cedat la limită meciul tur din semifinale scor 2 la 3, iar acum mizează pe cât mai mult suporter în tribune pentru a întoarce soarta calificării în favoarea lor. Elena Zaharia, Bianca Meiroșu, Alina Mușat, Camelia Mitrofan, Andreea Tegla și Denisa Urâtu alcătuiesc cea mai tânără echipă din competiție, care a reușit deja un parcurs remarcabil la prima sa participare în Europe Cup, CSM Constanța a eliminat formații redutabile precum Girbaouvik din Spania și Grand Cuevli din Franța, ultima venită în Liga Campionilor. După evoluția curajoasă din Spania, unde câștigătoarea a fost decisă în setul decisiv al celui de-al cincilea meci al întâlnirii, echipa antrenată de Viorel Filimon și Ana Maria Sebe poate decide pe teren propriu calificarea. Intrarea spectatorilor în sala sporturilor din Constanța va fi gratuită pentru meciul programat duminică de la ora 16.